Rusia continuă să înregistreze tot mai multe cazuri de infecție și decese provocate de COVID-19. Țara a trecut de 20.000 de infecții în ultima zi și tocmai 568 de decese asociate coronavirusului. Moscova de la începutul pandemiei a raportat peste 5,3 milioane de cazuri, dintre care 4,8 milioane au fost tratate, iar peste 131.000 au fost decese. În Ucraina, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 937 de cazuri. Numărul deceselor a scăzut 58 într-o zi, în condițiile în care, în același interval, peste 2500 de ucraineni s-au vindecat, potrivit autorităților de la Kiev. De asemenea, România a raportat doar 68 de cazuri noi de infecție, cu alte 7 decese. Țara vecină a trecut de bariera de 32.700 de decese de la începutul pandemiei, cu aproape 1,1 milioane persoane care au fost contaminate.